Bună ziua, dragi români! Cine îndrăznește să-mi perturbe daily vlogul? Deci... Eu n-o pot Chivanoc, domnul prezident. Eu n-o pot Chivanoc, PSD. A, nu cheamă PSD la mine. Nu, Attila Tărâc cheamă. A trimis domnul Kelemen Hunor să vin după autonomie. De câte ori să vă spun? Că nu primiți nicio autonomie. Dar domnul Kelemen a spus că a votat la Parlament să primim. PSD-ul a votat. V-am spus de atâtea ori că PSD e un fel de Abby Talent, iar eu sunt Shelley. Cât voi fi eu președinte, nu primiți nicio autonomie. Și am venit de la Sfântul Gheorghe degeaba. Haideți, dați-mi ca județul Covasna! Măi, omule, tu chiar nu înțelegi românește? Da, scuze, am pus greșit întrebarea. De ce vreți atât de mult autonomia Ardealului? Pentru credință. Ce credință? Credem că e al nostru. Ioi. Înțelegeți odată că trăim cu toții în România și trebuie să prosperăm împreună. Noi vrem să sperăm separat. Uitați, lăsăm la voi orașul Toplița. Și așa plin de rumiguri. Singura autonomie pe care o veți primi este cea de la bateria iPhone-ului. România este indivizibilă. Trebuie să fim uniți, mai ales acum. No, da, acum pasă la voi foarte tare de noi. Dar înainte nici nu știați de la ce vine HR de la numerele la mașină. Acum sunteți ca iubite care despărțește. Haide, vino înapoi să fie ramândoi, nu? Nu aveți ce face cu autonomia. Ați fi în mijlocul României. Stat în stat. Ioi, nu, că plecăm! Luăm pe mintule și ducem undeva la ocean să fim departe de țipenie de români. Puteți muta vaslui acolo ca să fie dor de noi. Am înțeles. Deci dați? Mai așteptați. Cât? Maxim 100 de ani, vă anunț eu. Eu nu plec de aici până nu iau autonomie. Ai 10 secunde să pleci, altfel o să apelez la arma secretă. Crezi că sperie pe noi micunealtă secretă a tău? Deci nu pleci. Nem. Să intre. Nu-ți e rușine, șomâldocule! Ne-ați lăsat în curul gol! Ce vrei tu? Vrei autonomie? Da, m***e! Nu vrei tu! Nu vii tu în țara lui Avram Iancu să ceri pământuri! Ce cald cu dinții în gură, piticul dracului! Am 1,83 de metru. Păluga dracului atunci! Ieși afară! Ieși afară! Mersi, Corneliu. Ce mersi, pui de neamț! Ce mersi! Nu vezi, băi primărașule de Sibiu, ce ai făcut din țărișoara asta? Tu și pesediștii! Cine ești tu să iei fotoliul lui Vadim de la Cotroceni? Ieși afară până nu te iau la palmă! Ieși!